Locuitorii cartierului Tirul cu Porumbei din Sinaia sunt nemulțumiți de felul cum arată zona respectivă. Străzile sunt neasfaltate, pline de noroi și de gropi, iar iarna se transformă în adevărate patinoare. Lăstunilor este una dintre ele. Cu greu se poate urca pe drumul plin de gropi pe care curg și roaie de apă. Oamenii spun că iarna nu pot circula cu mașina din cauza podului de gheață care se formează. Când plouă, vine și vâlcelile astea neamenajate de niciun fel, cu tot felul de lemne, cu noaie, cu crăci, cu totul, se înfundă și pleacă apa pe stradă. Noi tragem câte o săptămână, două în zăpezi, în nămeți, toate astea, pe potecuță, pe urmă unul la altul și de tot ducem în oraș. Suntem nemulțumiți, toți cei care locuim în zona aceasta, de stadiu, cum arată șoselele, cum arată infrastructura care ar trebui că să arate mai bine, pentru că și noi suntem plătitori de impozite, plătim absolut totul. Suntem nemulțumiți de strada, de cum arată strada. Nu vine absolut să repare absolut nimica. De câți ani este strada așa? Deci 3 ani de zile. Am mai reparat-o acum vreo 4 ani de zile. A făcut-se bine, dar datorită construcțiilor care se fac pe aici, prin zonă, s-a stricat iar. Dar trebuie reparată, reglată un pic strada asta. Nu se poate circula, în special sezon de iarnă, nu se poate coborâ nici sui cu mașina de aici. Pentru că cele mai multe probleme sunt create de apa care vine de la munte, oamenii au și o soluție pentru autoritățile locale. Amenajarea unor rigole de scurgere pentru apele pluviale și uniformizarea străzii cu pietriș.